Ample controle în trafic au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, asta fiindcă polițiștii urmăresc să elimine sau să diminueze pe cât posibil cauzele care duc la accidente de circulație. În urma neregulilor și constatărilor polițiștilor rutieri au fost aplicate 455 de sancțiuni contravenționale și reținute 51 de permise de conducere. 213 conducători auto nu au respectat regimul legal de viteză. Polițiștii rutieri au constatat 7 infracțiuni la regimul circulației rutiere, fiind continuate cercetările în dosarele penale întocmite. Printre ele, conducerea sub influența băuturilor alcoolice. Un tânăr de 23 de ani din Chiusbaia, care băuse, a făcut un accident pe strada George Coșbuc, lovind alte două mașini și rănind pasagerul aflat în mașina sa. Șoferul avea 0,50 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În urma testării cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire la posibila prezența substanțelor psihoactive. În Borșa a fost depistat în trafic un șofer de 37 de ani, valoarea etilotestului 0,67 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice. În ambele cazuri, polițiștii continuă cercetările. Polițiștii din Sighetu Marmației au depistat un bărbat în vârstă de 34 de ani, constatând faptul că pe numele acestuia judecătoria Sighetu Marmației a emis mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Bărbatul a fost condamnat la pedepsa cu închisoarea de 2 ani în regim de detenție pentru comiterea de infracțiuni la regimul circulației. Acesta a fost depus în penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepsei.